Salut! După mai multe zile de relaxare și bălăceală în Ningaloo, părăsim coasta de vest și ne îndreptăm din nou spre inima roșie a continentului. Zona prin care trecem este cunoscută pentru furtunile și cicloanele din timpul verii. Stăm în dreapta la ceva ciudat. Nu știm dacă este un nor de praf, un incendiu de vegetație. Arată foarte ciudat. Și nici nu vrem să trimitem drona acolo pentru că riscăm să o pierdem. Cred că e nor de praf. Să stea acolo să nu vină spre noi. Și sunt niște sisteme atmosferice care se ridică până la nor. Și mai sunt sisteme de genul ăsta. Îndepărtare. Australia. Când crezi că ceva e familiar, nu e. Oh, o luăm un pic spre stânga, ce bine. Mergi liniștit pe o șosea pustie și când colo, mini tornade. Suntem înconjurați de ochiuri de furtună, de nisip roșu. Dar, pe cer, avem și un mic curcubeu. Ne-am lămurit, este o furtună de nisip roșu. Care se pare că ne-a și prins. Pentru că o vedem în toate părțile acum. Inclusiv înapoi. Cangur? Să fi fost? Să mai știe că e vandalizată. Dacă ne prinde grosul furtunii, ne oprim. Nu cred că e bine să tragem praf ăsta. După furtună, avem parte de un apus superb. Ce culori! Știm că se obișnuiește să spui wow la lucruri banale,
Dar pentru noi, asta chiar înseamnă wow! Nord de tropicul Capricornului, la mai mult de 1000 de kilometri distanță de Perth, în al doilea cel mai mare parc național din Australia de Vest, în regiunea Pilbara. Pornim pe un traseu de 2 km ce ne poartă de pe marginile roșii și stâncoase ale canionului către zona verde și umedă din interior. Suntem în canionul Dales, din Parcul Național Carigini. Vechimea acestor stânci, formate prin tasarea sedimentelor, este aproximată la aproximativ 2500 de milioane de ani. Amestecul culorilor este foarte frumos. Roșul alprins al rocilor, verdele plantelor cu turcoazul apei. Suntem aici în extra sezon, așa că avem întregul traseu doar pentru noi. Temperatura depășește 40 de grade, dar sunt mai mulți eucalipți care ne oferă umbră pe alocuri. Cascada Fortescue este permanentă, fiind alimentată tot timpul anului de apele râului. Un lucru rar în această zonă tropicală semideșertică. Da, niște pitoni care îți pot cădea în cap, un păianjen, e ok dacă nu mori scapi. E un labirint de rădăcini.
foarte cald, dar ne continuăm traseul la capătul căruia trebuie să găsim o piscină cu ferigi, una dintre atracțiile acestui parc. Vă mulțumim că ne urmăriți! Urmează o aventură pe cinste în deșertul australian, unde vom traversa pământurile aborigene și ne vom afla în mare parte din timp la sute de kilometri distanță de cea mai apropiată ființă umană. Pe curând!